Accident grav în timpul meciului dintre Oțelul Galați și Poliaș, terminat cu scorul de 1 la 2, jucătorul politehnicii Cătălin Itu a dezvăluit cum se simte și care au fost răirile de moment în clipa în care a fost lovit de către capitanul Oțelului Galați, Costin Gheocel. Mijlocașul care este împrumutat de la CFR spune că a vrut să continue partida nefiind conștient de gravitatea accidentării suferite. În momentul loviturii am simțit puțin durere, după care am devenit un pic inconștient pentru câteva secunde. Eram cu o și auzeam câteva voci în jur, dar pe urmă mi-am revenit și voiam să continui meciul. Nu știam exact că am o plagă la nivelul feței și îmi doream să continui. În secunda aceea, cei care erau mi-au spus să stau liniștit că nu mai pot juca și mi-au pus și guler cervical. Eu nu am vrut să-mi pună gulerul, voiam să joc. Nu eram conștient de ceea ce s-a întâmplat, de nivelul la care am fost lovit și ce probleme aveam la față. Apoi m-au pus pe targă, m-au dus în ambulanță, dar eu tot le spuneam să mă dea jos, că vreau să joc. Eram în starea aceea de adrenalină. Mă simt bine din fericire, este totul în regulă acum, nu este nimic grav, doar câteva zgârieturi, o plagă la nivelul pometelui și una la nivelul buzei, a declarat Cătălin Itu pentru Liga 2.ro. Fotbalistul celor de la Oțelul Galați și-a cerut scuze pentru intrarea avută, după cum spune jucătorul lui Poliaș. Mi-a trimis mesaj și și-a cerut scuze. A fost un gest frumos din partea lui. Din păcate, așa e la fotbal. Se mai întâmplă. Este un sport de contact în care există incidente de genul acesta. Se mai întâmplă și la nivel mondial astfel de accidentări. Așa este sportul, a declarat Cătălin Itu. Politehnica Iași s-a impus în fața oțelului cu scorul de 2 la 1 și își păstrează astfel un ecart important față de urmăritoarele din grupa play ului